Capitolul 24 Avram era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui, Puneți te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să juri pe Domnul, Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului, că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților, în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Robul i-a răspuns, poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta, va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avram i-a zis, să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul Cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând, seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu. Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avram și a jurat că are să păzească aceste lucruri. Robul a luat zece cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat, având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. S-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. A lăsat cămilele să se odihnească în genunchi afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile să scoată apă. Și a zis, Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice, pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau, și care va răspunde, bea și am să dau de băut și cămilelor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebecca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avram. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-a legături cu ea. Ea s-a pogorât la izvor și a umplut vadra și s-a suit iarăși. Robul a alergat înaintea ei și a zis, dă-mi, te rog, să beau puțină apă din vadra ta. Bea, domnul meu, a răspuns ea și s-a grăbit de a plecat vadra pe mână și a dat să bea. După ce a dat și a băut de s-a săturat, a zis, am să scot apă și pentru cămilele tale până vor bea și se vor sătura. A vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru toate cămilele lui. Omul o privea cu mirare și fără să zică nimic, ca să vadă dacă domnul a făcut să-i izbutească sau nu călătoria. Când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat o verigă de aur, de greutatea unei jumătăți de ciclu și două brățări grele de zece siclii de aur. Și a zis, A cui fată ești? Spune-mi, te rog. Este loc pentru noi în casa tatălui tău ca să rămânem peste noapte?" Ea a răspuns, eu sunt fata lui Betuel, fiul Milcăi și al lui Nahor. Și a zis mai departe: Avem paie și nutreți din Belșug, și este și loc de găzduit peste noapte. Atunci omul a plecat capul și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, zicând: Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul stăpânului meu Avraam, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia lui față de stăpânul meu. Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. Fata a alergat și a istorisit mamei sale acasă cele întâmplate. Rebecca avea un frate numit Laban. Și Laban a alergat afară la omul acela la izvor. Văzuse veriga și brățările în mâinile sorei sale și auzise pe sora sa Rebecca spunând: Așa mi-a vorbit omul acela. A venit dar la omul acela care stătea lângă cămile la izvor și a zis: Vino, binecuvântatul Domnului. Pentru ce stai afară? Am pregătit casa și am pregătit un loc pentru cămile." Omul a intrat în casă. Laban a pus să descarce cămilele, a dat paie și nutreți cămilelor și a adus apă pentru spălat picioarele omului aceluia și ale oamenilor care erau cu el. Apoi i-a dat să mănânce, dar el a zis, Nu mănânc până nu voi spune ce am de spus." Vorbește," a zis Laban." Atunci el a zis: Eu sunt robul lui Avram. Domnul a umplut de binecuvântări pe stăpânul meu, care a ajuns la mare propășire. I-a dat oi și boi, argint și aur, robi și roabe, cămile și măgari. Sara, nevasta stăpânului meu, a născut la bătrânețe un fiu stăpânului meu, și lui i-a dat el tot ce are. Stăpânul meu m-a pus să jur și a zis: să nu iei fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților, în țara cărora locuiesc, ci să te duci în casa tatălui meu și la rudele mele, ca de acolo să iei nevastă fiului meu. Eu am zis stăpânului meu, poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze. Și el mi-a răspuns, Domnul, înaintea căruia umblu, va trimite pe îngerul său cu tine și îți va da izbândă în călătorie și vei lua fiului meu o nevastă din rudele și din casa tatălui meu vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci dacă te vei duce la rudele mele și dacă nu ți-o vor da, vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci. Eu am ajuns azi la izvor și am zis, Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, dacă binevoiești să-mi dai izbândă în călătoria pe care o fac, Iată, eu stau la izvorul de apă și fata care va ieși să scoată apă și căreia îi voi zice, dă-mi te rog să beau puțină apă din vadra ta, și care mi va răspunde, bea tu însuți și voi da de băut și cămilelor tale, fata aceea să fie nevasta pe care a rânduit-o domnul pentru fiul stăpânului meu. Înainte de a sfârși de vorbit în inima mea, iată că a ieșit Rebecca, cu vadra pe umăr, s-a coborât la izvor și a scos apă. Eu i-am zis: Dă-mi să beau, te rog. Ea s-a grăbit și a plecat vadra deasupra umărului și a zis: Bea și voi da de băut și cămilelor tale. Am băut și a dat de băut și cămilelor mele. Eu am întrebat-o și am zis: A cui fată ești? Ea a răspuns: sunt fata lui Betuel, fiul lui Nahor și al Milcăi. I-am pus veriga în nas și brățările la mâini. Apoi am plecat capul, m-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului și am binecuvântat pe Domnul, Dumnezeul stăpânului meu, Avram, că m-a călăuzit pe calea cea dreaptă ca să iau pe fata fratelui stăpânului meu pentru fiul lui. Acum, dacă voiți să arătați bunăvoință și credincioșie față de stăpânul meu, spuneți-mi. Dacă nu, spuneți-mi iarăși, ca să mă îndrept la dreapta sau la stânga. La ban și Betuel, drept răspuns, au zis. De la Domnul vine lucrul acesta. Noi nu-ți mai putem spune nici rău, nici bine. Iată, Rebecca este înaintea ta. Ia-o și du-te ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul. Când a auzit robul lui Avram cuvintele lor, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Și robul a scos scule de argint, scule de aur și îmbrăcăminte, pe care le-a dat rebecii. A dat de asemenea daruri bogate fratelui său și mamei sale. După aceea au mâncat și au băut el și oamenii care erau împreună cu el și s-au culcat. Dimineața când s-au sculat, robul a zis, lăsați-mă să mă întorc la stăpânul meu. Fratele și mama fetei au zis, fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo zece zile, pe urmă poate să plece. El le-a răspuns, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea. Lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Atunci ei au răspuns, să chemăm pe fată și să o întrebăm. Au chemat dar pe Rebecca și au zis, vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea și au lăsat pe sora lor Rebecca să plece cu doi ca ei, cu robul lui Avram și cu oamenii lui. Au binecuvântat pe Rebecca și au zis, O, sora noastră, să ajungi mama a mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor săi. Rebecca s-a sculat împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebecca și a plecat. Isaac se întorsese de la fântâna la Hai -Roi, căci locuia în țara de miază zi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că veneau niște cămile. Rebecca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă. Și a zis robului, cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns, este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat măhrama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara. A luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale.